Plutonierul ajutant Cătălin Scarlat a murit salvându-și un elev în timpul unui exercițiu. Acest lucru a ținut primele pagini ale ziarelor și a fost în prim plan pe posturile naționale. Dar nimeni nu a specificat că eroul este romașcan. Stă în putința noastră să aducem la cunoștința opiniei publice că în Roma nu sunt numai accidente mortale, crime, copii abandonați la tomberoane, ci și eroi naționali. Accidentul s-a petrecut vineri în jurul orei 10, când unitatea executa un exercițiu în poligonul de instrucție. În timpul pregătirii instrucției alpine, un elev s-a dezechilibrat și a fost salvat cu prețul vieții de superiorul și prietenul său, Cătălin Scarlat. Toți cunoscuții și mai ales familia plâng moartea prematură a eroului romașcan. A fost crescut aici, născut aici, știm de el. A fost băiat nu bun, foarte bun, cu minte. Și asta s-a întâmplat, accident. Păcat, tânăr. Și și-au luat părinții, nu mai are niciun ajutor, nu mai are nimic. Păcat, păcat. Ce s-a întâmplat, nu știm. Numai știm că a fost un băiat foarte bun, un băiat cu minte, din oameni gospodari, cu minți. Păcat de el că s-a dus săracul. Așa suntem informați că ar fi murit la Buzău. Îl așteptam că l-a duce acasă aici, dar autoritățile de acolo au zis că nu, să-l mormânteze acolo. Cătălin Scarlat va fi înmormântat marți după amiază la cimitirul Constantin și Elena din Buzău. În urma sa au rămas o soție îndurerată, un copil care va crește fără tată, dar și părinții care acum nu mai au niciun sprijin pentru bătrânețe.